Dar dumneata, de ce pleci din sat? Fiindcă în sat e foarte trist, n-avem cu ce ne ocupa. Și numai eu, dar majoritatea tineretului și fetele și băieții pleacă nu numai la Chișinău și Raion ca să-și găsească ceva de lucru. Țara poți să urle pe la garduri de trist cei. Cercul de dans s-a desfințat, un taraf nu există. În fine, n-ai cu ce te ocupa. Am trecut și pe la Aldi Moșanatorii și mătușa Zina Târgoană, care au crescut o casă de copii. Cum mai trăiți, Moșanatorii? Foarte bine, mulțumim statul, ne poartă de grijă, ne dă tot ce ne trebuie. Dar unde vezi copiii? În lume. Sunt arată ca păsările. Nu, ne dor de dânsii, da. Sara, pe tinerii mei consătieni plecați în sat, n-a fost nevoie să-i caut la teatru sau în sala de orb. Ne-am găsit aici, la terenul de dansuri din Chișinău. Vă place aici? Nu chiar bine, dar tot mai bine dacă era și în sat așa. Fac ceva în sat. Dar dacă s-ar face joc în sat? Măcar și un joc tot mai ghinear și mai interesant, dar de unde să-l iei? Țin minte, erau câțiva ani în urmă, în fiecare duminică în sat se organiza joc, masă în sat. Chiar la marginea satului și la șes erau posat cu unii în fiecare duminică, tineretul ducea și mai departe. Chiar se luau măsuri de a alunga de acolo, organele de pe loc, să facă în club, să nu se facă în posat și mai să cotea ceva. Tineretul era foarte activ, foarte singur participant în aceste direcții. De iată, ultima vreme, nu știm noi, nu putem găsi care e pricina totuși. Pot lucra, bine lucrează, muncesc, însă ca să participe în organizarea odihnii și mai departe. Asta e o problemă mare. M-a amărât această constatare a secretarului de partid, căci după părerea mea, numai el e acela care trebuie să știe de ce tineretul își părăsește baștina. Mă indignează faptul, Casa de Cultură, în prezent, aproape că nu aparține nimănui. Pentru ferme se cheltuie milioane de ruble. Se dă o atenție așa mare la fiecare vită, la fiecare purcel. Dar totuși, eu socot că pe primul plan trebuie să fie omul. Brigadierul Alexei Arnăutu. Bogăția principală este omul, totuși. Cu ce se ocupă oamenii acum? Privesc televizorul și mai mult nimic. Dar înainte cum era? Înainte era șezătoare. Înainte era joc în sat, joc în sat, se grămădea de la mic până la mare. Cânta muzica. În Casa de Cultură activizau cercuri. Era cercul coral, era cercul de dans, taraf, concerte, da, prezentam concerte. Lumea vine, primea o satisfacție sufletească. Acum totul s-a liniștit. A dispărut jocul care era ca o focară a culturii. Se transmitea din generație în generație frumusețea dansului, frumusețea muzicii. Acum noi căutăm jocul, dar jocul nu-i. Mai cântați acum? Din vioară, cântați pe timpuri foarte frumos. Mai cânt, dar cânt pentru mine, că știți, pe alții nu-i prea interesează ce cânt eu. Trebuie să zici o bucată de astăzi, pe la noi, de pe aici. Am să încerc. Împreună cu Gheorghe Haiducu,
cel mai harnic animator al culturii satului nostru, am hotărât să facem un experiment pentru a mă convinge. E greu sau e ușor a grămădi lumea la o horă? Îndată ce muzica a început, nu, încă nu totul e pierdut. Ce m-au învățat pe mine părinții, am învățat și eu băieții mei, dragoste de muncă. Dar astăzi, alte vremuri, la tineret mai trebuie și altceva, în afară de lucru. Și apoi cum de se întâmplă că pe o mulgătoare fruntașă o știe întreg satul, pe un mecanizator fruntaș o știe întreg satul, dar nu știe tineretul, nu știe întregul sat, pe cel care cântă bine, pe cel care dansează bine și frumos, pe cel care sapă o fântână? Vezi că e o vină a noastră, a tuturor, a șefilor satului, că nu găsim timp să evidențiem, să-i scoatem pe oamenii ăștia din anonimat, că poate să se întâmple să ajungem la aceea că nu să aibă cine să ne cânte un cântec frumos moldovenesc, cine să ne danseze o horă moldovenească, să ne arate nouă cum să dansează, cine să ne săpe o fântână. Dar Badea Grișa Celebi mai cântă acum? Nu mai cântă și nu numai Badea Grișa nu mai cântă. Nu mai cântă la Casa de Cultură nici Grișanu, a plecat din sat Medone, nu mai avem taraful cel vestit, nu mai avem cercul cel de dansuri care îl conducea Gheorghe Andreevici. Nu știe tineretul pe frații Sandu, Moș Mihail și Moș Toma ca buni fântânari? Nu știe satul. S-au legat cândva de ei niște tineri, dacă au văzut că e fără plată, au lăsat, fiindcă oamenii ăștia fac fântânele nu pentru plată, dar o fac ca un semn de recunoștință, de amintire și de bunătate, să lăși ceva o urmă frumoasă pe pământ. Totul ce face omul trebuie să o facă cu sufletul, cu dragoste. De altfel, mai devreme sau mai târziu, totul se răspierde. Dar ca să introducă sufletul, îl trebuie să-l aibă. Să ne ducem aminte de meșterul Manole. Și la dânsul totul se răspea, până a pus în temelia mănăstirii ce a fost mai scump pentru dânsul, dragostea și sufletul. Că un om sărac sufletește, nu poate avea dragoste de mileagul său natal, dragoste de părinți, de frați, de surori, dragoste de patrie. El poate fi capabil la orice. La o crimă, dar chiar și la trădare. Mătușanică, câți copii aveți? 6. Dar copiii mai dau pe acasă? Fiege nu vine deloc. Dar tatăl iar nu vine deloc. Simon, a fost la închisoare, dar ăsta m-a scăpat. Sărăcim sfletește, dragii mei consăteni. Adesea suntem răi cu cei vii, uităm de cei petrecuți. Tot mai multe morminte neîngrijite părăsite în cimitirul satului. Uităm de părinții și străbunii noștri. Oare aceste lucruri sfinte atât de ușor pot fi date uitării? Ne vor ierta oare cei care vor veni după noi, bunii mei consăteni? Mulți săteni rătăcesc prin lume, căutând ceva mai frumos și mai scump decât baștina și casa părintească. Rânul și-ai satul Tabăra. Satul Hârtop, rânul Cimișlie. Rânul Caminga, satul Cervină. Rânul Sorocă, satul Schinei. Rânul Cahu, satul Man. Eu știu că mai devreme sau mai târziu problema drumurilor și a pânii va fi rezolvat. Dar ce ne facem cu celelalte pierderi ce țin de sufletul omenesc? Sunt recuperabile încă? Oare mâine nu va fi prea târziu?